Azi, fără comentariu, Ecolux astăzi ne-a demonstrat, hai să zicem, ne-a dat o lecție bună de fotbal, cumva o meritat, ce pot să zic, fără comentariu, s-a văzut, scorul vorbește de la sine. 5-0 după primele minute nu e un scor prea mare? Păi acolo și s-a pierdut, am început meciul de la 5-0, undeva eu am observat, majoritatea băieților la fel, ce e și legată de teren, anume și ține din încălțăminte nu era potrivită. Ecolux e o echipă care știe, are o experiență foarte mare și o a pasat unde a trebuit, au un joc, un stil de joc foarte bun, au jucat în pressing, au jucat bine, au câștigat. Nu ați intrat destul de motivați? Da, deși aș zice, motivarea a fost, dar e greu. E greu când începi la 5-0, sunt multe, au fost niște greșeli simple, dar care ne-au costat fiecare atac, gol. Acesta este meciul care l-ați pierdut cel mai ușor în tur? Da, 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 nici nu se discută. Asta e meciul care, în fine, hai să zicem, dinamic noi și de la vestiare, a ieșit după ora 11, numai și băieți au ieșit. Dar la meci a fost un antrenament așa. Dar v-ați prezentat cu un lot bun astăzi și în componență destul de mare. Echipa la noi e destul de bună. Hai să zicem, sunt jucători care au venit de fotbal mare, puțin greu s-au acomodat. Dar îți spun, așa problema a fost că repede s-a scăpat, repede scorul a ajuns la 5-0 și automat s-a pierdut și motivarea și interesul de joc. Dinamis mai speră la ceva în retur după aceste rezultate? Asigur, deja doilea tură să abordăm total diferit, o să încercăm să facem antrenamente, sperăm să păstrăm nucleul pentru că e destul de bun și așteptăm rezultate pozitive deja. Fresh Start a obținut prima victorie, surprinzătorul a bătut Maib și au remarcat că le pare rău că au jucat primul meci cu Dinamis, că puteau obține mai mult în acea partidă. S-a uitat primul la Chinoul, cred eu, dar nu e problema în asta. Vorbesc că scorul care l-au făcut ei astăzi, cumva nu mai păstrează nouă șansă și asta pentru noi e destul de ok. Dar vedem, dacă ei cred că pot să fac rezultate, vedem în retur. Numai succes lor, au o echipă tânără, muncesc, nu e prima dată când bate Maibu, așa că ei și-au făcut, știi cum, au experiență cu dânși în spate și tot timpul câștigă. Dacă să facem o scurtă recapitulare pentru tur, ce echipe ți-au plăcut, ce jucători poți remarca? Ca nivel de jucători n-aș putea să remarc individual, deoarece că anul ăsta cred că au câștigat echipele mai închecate, cu o mică remarcă pentru Maim, care chiar și ieri a văzut că a făcut rezultat destul de bun, dar în rest n-aș zice că cineva s-a evidențiat. În mare parte jocurile, chiar noi, toate jocurile care le-am avut, le-am mutat de la egal la egal. În afară de meciul de azi.